Calamitățile naturale au afectat foarte mult viața de la sate. Și așa satele noastre, practic, sunt amenințate cu dispariția. Iar aceste calamități naturale, grindina, ploile abundente care au spălat grădinile oamenilor, au adus unele familii în pragul amenințării cu foame. Adică în Moldova revine foamea, în unele familii cel puțin. Despre aceasta și multe alte subiecte de acest gen, cum trăiește satul, ce se întâmplă, discutăm astăzi cu deputatul Galina Balmaș. Bună seara! Bună seara! Dumneavoastră foarte des vizitați diverse sate. Noi mai mult aici la Chișinău vedem date statistice că 30% de săteni sunt sub limita sărăciei, nici nu știu ce înseamnă. Sărăcie absolute. Sărăcie absolute, adică mizerie, adică pur și simplu oamenii au 60% sărăcie și așa mai departe. Deși noi când trecem prin sate, noi vedem că e 100% sărăcie. Dar mai mult cred că ar fi interesant să discutăm despre cazuri reale de oameni reali. Pentru că statistica întotdeauna ascunde niște adevăruri sau să zicem, statistica nu arată adevărată fața realității. Ce se întâmplă în satele noastre? Într-adevăr, sunt așa cazuri că familiile sunt amenințate cu foamete sau asta este o stereotip ziaristic? Este mai grav decât ceea ce scriu ziarele. Este mult mai grav. Pentru că, de fapt, și mulți ziariști poate mai rar vin în satele moldovenești sau își aleg niște subiecte mai plăcute, mai distractive. Dar, de fapt, după fiecare cifră statistică, stă soarta omului concret, satului, Republicii Moldova. Este foarte dureros să înțelegem ultimul timp că drastic s-a diminuat numărul copiilor și numărul școlarilor, elevilor. Pentru că avem niște probleme de ordin demografic foarte dureroase. Și pentru că politicile statului în materie de demografie sau de susținere a natalității sunt pe departe de a fi cel puțin normale. Am impresia că nici nu sunt niciun fel de politici în această materie. Știți, nu de mult am fost într-un sat unde primarul, vorbeam cu primarul după audiența cetățenilor, n-au venit atât de mulți la audiență pentru că într-un fel, parcă nici nu mai au speranța că ar mai putea cineva să intervină și să le ajute cu ceva. Și primarul mi-a adus familii exemple, mi-a arătat, mi-a spus, mi-a indicat, care într-adevăr nu au ce mânca. Au rămas câțiva nepoți cu bunei, dintr-o pensie terizorie de lucrător în agricultură, care e un pic mai mult de 600 de lei. Și acești bunei n-au avut încotro decât să-i crească cei trei nepoți și să pună seara la înflat grăunțe de porumb ca a doua zi să le fiarbă și să-i hrănească. Eu am gândit că astea sunt niște istorii care țin de foamea de după 45, dar astea sunt realitățile satului nostru. Și da, poate cum este, cum se spune la noi, că oamenii săraci pentru că sau sunt bețivani, sau nu vor să lucreze și chiar Lazar, ministrul economiei, ieri sau când a declarat că moldovenii sunt lenoși pentru că nu doresc să lucreze. Poate asta este cauza sărăciei de la sate. Atunci ei trebuie să asculte ce ar spune moldovenii, oamenii de la sate, despre guvernanță. Care sunt calificativele care le găsesc oamenii din satele noastre despre același ministru al economiei sau alți miniștri. Pentru că este chiar și ofensator acest calificativ că oamenii sunt leniși. Înțelegeți, noi, ca să-i învinovățim că ei nu vor să muncească, trebuie cel puțin să ne gândim, dar ce le-am oferit noi, un loc de muncă sau un salariu ca acest om să muncească? I-am oferit noi careva condiții ca el să muncească. Uitați-vă, noi în loc să-i susținem, să le ajutăm cât de cât pe acești oameni care încearcă singuri să-și soluționeze nevoile. Noi le creăm piedici, de fiecare dată alte piedici. Noi gândim că este mai bine să optimizeze școlile și trebuie lichidate pentru că acolo învață 50, 60, 30, 40, câți n-or învăța până la 100 de copii și uite, școlile este mici și ele nu sunt raționale și trebuie optimizate și primul lucru pe care l-a spus ministrul a fost că este calitatea proastă a studiilor în sate, în școlile mici și de aceea trebuie să pleci la o școală mai bună, unde se face studii și unde se face calitate. Teoretic sună bine. Teoretic, dar de fapt ce se întâmplă? Noi
i-a mai pus părintelui încă o povară. Cheltuială. Încă o povară. Eu nu zic de cheltuială, că povara poate fi și de ordin moral și psihologic. Pentru că el în fiecare zi trebuie să gândească cum îl trimite și dacă se întoarce la timp și dacă a încăput el în autobus înapoi să vină sau dacă nu i s-a făcut rău pe drum și cineva i-a întins o mână de ajutor ori nu. Fiecare copil își are un microclimat al său care se numește familie, sat, clasă și tu îl rupi în clasa a 5, în clasa a 6, de tot ceea ce a învățat el că e drag și e a lui și e aproape și îl duci într-un colectiv străin. Și el trebuie să treacă peste niște bariere din astea psihologice, ca cumva să se integreze în clasa respectivă, dacă reușește, dar poate și nu reușește. Pentru că el e îmbrăcat mai prostuț ca altul. Pentru că încălțămintea lui poate nu e chiar așa ca la cei care sunt în oraș. Și stres. Și are și un stres. Și el la un moment dat nu mai vrea, odată l-a obișnuit, a treia oară a zis că e prost și al patra oară când nu ai învățat tema, că n-ai mai reușit poate, că mai ai de lucru acolo acasă sau ajuți pe mamă. Și uitați-vă, asta i-am făcut o povară părintelui și poveri foarte mari. Și îl găsim vinovat pe acest părinte că el nu vrea să muncească, el e leneș. Iarăși vin cu argumente cei de la Ministerul Agriculturii sau Economiei, că uite, cauți cu lumânarea un om la muncă în sat să le iei la prășit cu ziua și nimeni nu vrea. Îi dai 100 de lei pe zi, 150. Nimeni nu vrea să se prășească în grădină pentru că nu-l satisface suma. Dar ce i-ai oferit tu? Tu i-ai oferit un os, i-ai aruncat. În primul rând l-ai identificat ca o forță de muncă de tip rob, sclav. L-ai luat pe atâtea zile, fără niciun fel de contract, fără niciun fel de garanții sociale, nesociale. I-ai aruncat suma respectivă de bani. Pe 3 luni, pe o lună, pe 20 de zile. Și pe urmă el are în căutare. Cât poate el așa să zbată între... Adică ziua asta de muncă, el nu are o siguranță. Eu nu mai vreau să trăiesc așa, fără siguranță. Și încă, mai mult decât atât, am lucrat, am prășit și am primit 1.000-1.500, la sfârșit 10 zile acolo, cât i s-a cuvenit lui, 2.000 lei. El n-a hotărât nimic cu suma respectivă și el nu are, următoarea lună, nu are nimic de lucru. Și el iarăși e pus în fața dilemei ce să facă și ce rămâne lui. El nu vrea să se angajeze la un astfel de loc. Doi, bea dacă... Are ce bea și ce bea. Sau de suma cei care el o muncește, angajatorul adică, nici nu-i dă suma de bani, dar îi dă un borcan adică, de vin. Ca să înțeleg eu mai bine, este un cerc vicios. Omul, atar eu am văzut foarte mulți oameni în sate care pe mine mă miră nivelul lor de dorință de a lucra, mă miră nivelul lor intelectual și morală. Mai sunt foarte mulți oameni cu morală. Și bunătatea lor sufletească. Și bunătatea lor sufletească. Și oamenii ăștia, noi putem observa cum ei degradează. Pentru că, într-adevăr, dacă nu ai siguranță socială, e cât de banal n-ar suna chestia asta. Omul n-are unde lucra. Cu ziua, da, el dacă lucrează cu ziua, el într-adevăr degradează. Pentru că asta e muncă de sclav. El acolo lucrează, pe urmă el trebuie să... El bie. El e tratat așa. Exact, el e tratat ca un sclav, ca o animală și el, fără să vrea, el se transformă într-adevăr în chestia asta. Eu sunt absolut de acord cu noastră când climatul este social, el... Și noi pe urmă ne uităm, așa de bun vecinul meu era, dar el ia că a început să bie și a degradat că a băut. Pentru că, într-adevăr, au fost create așa condiții că el se degradează. Eu am impresia, poate nu există, nu, haideți să lăsăm scenariile astea că oamenii, moldovenii sunt lăsați intenționat să degradeze, să bie și așa mai departe. Să zicem, să lăsăm într-o parte. Să lăsăm într-o parte că există un scenariu. Eu cred că, pur și simplu, nu există interes. Există un interes ca să faci bani, banii la noi se fac din furturi din bugetul de stat. Nu este interes de a crea lucruri. Și mulți, așa? Când eu aud că noi avem businessmen și business, eu încep să râd sarcastic, să zâmbesc sarcastic, pentru că noi nu avem business. Noi avem niște firmulețe care sunt căpușe pe lângă bugetul de stat și sub din acest buget și toate, majoritatea sunt aparțin clanurilor oligarhice și ea că cum îi se face afacerile. Și de aia noi avem cel mai mare număr de Porsche Cayenne prin Chișinău și BMW-uri și când vin oameni din străinătate spun, dar cum voi spuneți că trăiți sărac dacă la voi sunt așa de multe mașini scumpe? Mașinile scumpe pentru că banii vin foarte ușor. Dar pentru omul ăsta de lăsat, care a fost, eu îmi vine să plâng. Eu dacă aș avea bani mai mulți, eu cred că aș crea o afacere lăsat ca să pot da oamenilor, să creez oamenilor locuri de muncă. Și dacă scriază... Există soluții. Există. Sau de-am trecut punctul culminant. Eu cred că soluții tot timpul există. Dar orice
n-ar întreprinde acest stat, trebuie să se gândească să dea o speranță omului că el, pășind pe această cale, lucrurile se vor îndrepta. El să fie sigur că astăzi sau anul acesta el o să aibă mai puțin, o să primească un salariu mai mic, pensia nu o să fie indexată la nivelul cuvenit. În schimb, uite, viitorul care este și cum mergem acest următorii pași, care o să fie pași. Noi, din păcate, în fiecare an, politica fiscală se adoptă undeva în goană, mai la începutul anului următor, și oamenii dinainte nu știu ce îi așteaptă, care sunt impozitele, care sunt facilitățile, ce îi așteaptă, cum să-și creezi o afacere. Chiar și cineva ar dori să facă o afacere, un mic business la sat, o frizerie, o brutărie, dar el trebuie să știe ce îl așteaptă. Pentru că de fiecare dată se schimbă în așa fel condițiile încât el este pus în situația că a luat credite și acum nu le poate întoarce pentru că businessul lui se duce de râpă, pentru că au venit noi condiții, noi impozite, noi taxe, noi controle, o mulțime de agenți care controlează și în fiecare an aceștia se mulțesc. Pur și simplu este pusă în situația ca să lichideze toate începuturile și să-și caute în lumea largă. Uitați-vă într-un orășel, aici nu departe de Chișinău, o doamnă care a muncit mai mulți ani undeva peste hotare, a venit cu anumiți bani și a creat o pizzerie. S-ar părea că pentru un centru raional este o afacere mai normală. Bunicică, așa da, să zic bunicică. Eu. Și ea a ajuns la condiția să-mi spună, știți, într-atât de multe controle și atât de multe condiții și atât de multe impozite, eu nu pot să acoper creditul, eu nu pot, eu sunt nevoit să vând tot și să fug înapoi. Dacă la început mai mergea, pentru că aveau niște facilități, aveau o cotă zero la impozitul ăsta pe venit, aveau condiții care știau că și în următorul an o să fie așa, deci eu pot să-mi permit astăzi un credit, pentru că eu mi-am calculat care va fi venitul. Acum s-au introdus alte condiții, ea este nevoită să închidă afacerea, să plece. Așa că noi putem schimba, putem preschimba încă lucrurile spre bine dacă am dorit, dacă am găsit voință politică, dacă ar găsi cei care guvernează țara această voință politică și s-ar gândi cu prioritățile. Să-și pună cel puțin o listă de priorități. Pentru că se declară o singură prioritate, integrarea europeană și atât. De parcă acest deziderat integrarea europeană este rupt de popor și de națiune. Integrarea europeană e parte, dar viața oamenilor e absolut altceva, nu ne interesează. Pentru că noi avem desemnat 3 acorduri care COP trebuie să le semnăm și atât. Și dacă și-ar pune prioritate că sănătatea omului este prioritate, că satul moldovenesc este prioritate, că învățătura, că educația este prioritate, atunci mă gândesc că am putea și, într-adevăr, aceste priorități să le includem în buget, în bugetare. Uitați-vă un singur exemplu. Noi, undeva în 2008, fusese inclusă așa o facilitate, chiar în 2007, pentru tinerii specialiști din mediul rural, ca să li se ofere o posibilitate de a închiria spațiul locativ sau de a-i procura prin buget, prin intermediul bugetului de stat, transferuri la bugete locale, să-i se procure o locuință în mediul rural, ca el să-l legăm într-un fel pe da, acest specialist. Lucra. Mecanismul începuse a lucra, vreau, țin minte că era un număr X, nu am să spun acum cifra, de tineri specialiști în primul an care și-au procurat case în mediul rural prin intermediul acestui program, pentru al doilea an era mai mare suma, era interesantă. Mai ales că mediul rural sau la sat nu sunt prețurile atât de înalte. După 2009, 2010 este programat în buget 10 milioane, în 2011 10 milioane, în 2012 10 milioane, niciun bănuț n-a fost cheltuit. Niciun bănuț și la întrebările când executau bugetul. De ce nu s-a cheltuit? De ce nu s-a procurat? Chiar nu există tineri specialiști la sat care ar vrea să-și procure o casă. Nu s-a creat în cadrul Ministerului o direcție și nu a avut cine să ocupe cu aceste probleme. 3 ani la rând să aduce așa motiv și râdea însăși ministrul la tribună când spunea lucrurile acestea. Asta este o batjocără pentru că acest program a început. Asta Ministerul Social? Ministerul Finanțelor atunci. A, finanțelor. Vorbea. Pentru că, uitați-vă, s-a desființat Ministerul Administrației Publice Locale, iar Ministerul ăsta nou format de dezvoltare regională nu a preluat toate funcțiile și funcția asta a rămas în aer și nu s-a creat o direcție. De deschideți unde vreți direcția asta. Imaginați. Și banii ăștia au folosit așa, i-au utilizat unde au vrut. Asta sunt argumente de tâmpit. Uitați, noi am avut programul ăsta când tinerii specialiști mergeau la sat, mai ales în învățământ, tinerii pedagogi, pentru că noi am simțit deficitul ăsta de cadre la sat, de tineri pedagogi, cărora li s-a oferit o indemnizație unică care se acorda pe parcursul a primii 3 ani, de 30.000 și de 24.000, depinde de
instituția care era absolvită. 30.000 pe care lua tânăr specialist în primii 3 ani de activitate în mediul rural, lui s-a mai echit acolo un metru ster de lemne, cărbune, o tonă, 30 kW de, are o indemnizație la plata luminii, 30 kW și așa mai departe. Deci pentru un tânăr specialist care are un salariu măcar un stimulant, începător, măcar și el știa că uite, are primii ani, el începe să-și facă o casă, ori ocupă un loc acolo. Da. Acum, din 2005 a fost inclusă această normă și din 2006 nimeni n-a mai revăzut aceste sume. Pentru că în 2009 era clar că 30.000 în 2008 era o sumă, acum ar fi fost necesar să fie dublată suma respectivă sau cel puțin simtă tânărul că a venit în sat, el poate să-și procure o casă și poate să-și întemeiască o familie. Alt moment e că, uitați-vă, acum noi, dacă despre optimizarea instituțiilor de învățământ se vorbește mult și cu durere... Despre optimizare, asta e vorbim, foarte... Da? Nu, e bună întrebare și merită discuția. Eu am vrut, pur și simplu în context, mi-a părut întrebarea cu bacul ăsta. Eu am impresia că ei se bucură că 42% au picat bacul nostru. Cum vedeți această situație? Pentru că cu atâta bucurie să vorbești că tu ai o tragedie și tu prin... să zicem, atitudinea față de acești copii și părinții lor. Eu am impresia că acești funcționari de la minister sau, eu nu știu, sau de la guvern sau de unde îi vin, ei au o plăcere sadică că să demonstreze că acest popor este tâmpit. Pentru că dacă jumătate de copii pică la bac, respectiv 12 ani de zile, dar eu am impresia, eu nu știu cum a fost examenul ăsta, cum a fost însuși testele la bac, dar eu am impresia că ele au făcut, de asta tot mult contează cum sunt făcute chestii. Eu spuneam așa într-o discuție particulară, zic, eu aș propune angajaților la minister să susțină bacul în aceleși condiții la un singur examen, care își la lege, la dorință, obiectul lui, eu știu unde el este azi, și să încerci să susțină examenul de bac într-o sală așa unde sunt 50 de oameni adunați, într-o sală unde nu respiră, pentru că e o sală sportivă sau un coridor. Și la început să-l percheziționeze și să-i bagi o cameră și imediat, peste jumătate de oră, să vii câte unul și să-l scoată și să-l percheziționeze că nu știu cui ceva i s-a părut și la viceu să-și adă coada. Și de asta se depinde încă soarta lui. Și el se depinde, da, ce face el mai departe. Că eu nu știu dacă el ar susține acest bac. În așa condiții psihologice de eu de ce am control. Spus de dar iată, că e tot și legat de optimizare. Da, asta nu e un... sunt câteva verici ale aceleiași probleme. Pentru că în cazul când au picat atâția, există un moment în regulamentul sau în ordinul ministerului că dacă în liceu vor fi admiși copii care au media numai joasă de 7. Vă dați seama că în jumătate din numărul liceilor trebuie lichidate. Pentru asta că ca un argument? E un argument, dar nu sunt copii. El nu este admis pentru că are mai jos de nota 7. Copiii sunt puțini, noi trebuie să trecem dintr-un statut în altă școală respectivă, din liceu în gimnazie. Așa? De la sine s-a hotărât întrebarea. A decăzut necesitatea să avem atâtea licee. Următorul moment, ei tot timpul vorbeau despre învățământul preuniversitar, învățământul în colegii, învățământul în școli profesionale tehnice, trebuie mai mulți muncitori calificați decât cei cu studii superioare și de ce toți se duc la studii superioare? Lasă ducă la colegii. Pentru că la colegii îl duci după clasa 9. Corect, dar la colegii eu pus contract. Eu pus contract, eu pus în situație. Eu duc la școala profesională tehnică, du-te la colegiu și o să scoatem numai tencuitori și zugravi și bucătari și gata, așa. Și terminat cu studiile medii, o să fie așa pentru cineva din cei aleși. Un alt moment, eu am fost profesoară mulți ani și știți, aș accepta într-un fel o luptă cu corupția, cu elemente din, coruptibile din învățământ. Dar nu este asta nu e absolut, tocmai că nu-i. Pentru că dacă noi am vrut să învățăm copilul că trebuie să fie onest, cinstit, atunci trebuia să începem că după clasa 9, în clasa 10, vine cu examen și vine cu următoarele note. După prima sesiune, nu-l târâi de urechi pe copilul cel până în clasa 12. Dar tu ai atâtea bariere la fiecare jumătate de an sesiuni pe care trebuie să le susțină un copil din liceu. Și respectiv erau filtrele care trebuia de mult să-i arăte calea copilului, cu tine nu ți-ai ales. Nu ți-ai învățat, du-te și muncește. Nu poți învăța,
îți cauți în alt loc. Noi l-am lăsat până în clasa a 12-a cu 5 tras de urechi și profesorului a fost convenabil, dar mai ales a fost convenabil direcției liceului, pentru că are număr de copii, pentru că toți mai sunt și licee private și că toți trebuie să plătească și toți trebuie să vină la lecții. Și în clasa 12, toți până la el au susținut examenii de bac așa cum au susținut și ăștia de anul ăsta trebuiau să fie pe ei niște experimente puse. Dar ce au făcut profesorii atunci, dacă 40% de copii au picat examenul? Pentru ce au primit salariu? Ce au muncit profesorii? Asta e ofensă și la adresa profesorilor. Dar ce se întâmplă cu profesorii? De ce ăștia trebuie decapitați copiii? Dar profesorii îi lăsați în pace. Poate sistemul nu presupune numai copilul în sistemul de învățământ. În cazul dat, cel mai tare mă indignează, știți ce? Nu atitudinea Ministerului față de copii, pentru că asta e o atitudine pur liberală, adică de consum a oamenilor. Exact. Pentru că și oamenii sunt niște roboți care trebuie să muncească cu ștucături, ce acolo, conditori, tincuitori și așa mai departe. Pe mine cel mai tare m-a emoționat și m-a șocat atitudinea părinților. Da. În loc să mobilizeze și protesteze, pentru că este vorba de vreo 30.000 de oameni, copii care sunt deja maturi și părinții lor, lasă la unii să plecați psihotare, sunt 20.000 de oameni, 20.000 de oameni care ar trebui să fie activi și să-și protejeze dreptul, să iasă să protesteze și să-l ridice în furci pe ministra aceasta și e liniște. Ba mai mult, eu sunt sigur că majoritatea dintre ei au început să numere copii care s-o pună la ciorap și s-o strângă strâmată din Italia, din Israel, de unde mai sunt, bani pentru că s-o vehicula de la informația că mita pentru BAC a să fie undeva la 3.000 de euro. 3.000 de euro ca să dai copilul examenul la BAC. Iar asta e pe mine, deja mă irită această situație a noastră, a moldovenilor, în loc să ne proiectăm nemulțumirea spre cei care o generează această nemulțumire, noi începem să ne batem între noi. Da, noi nu ne solidarizăm, pentru că chiar duminică s-a adresat-o, Doamne, ce să fac, la cine să ies eu? Ca să-mi rezolv problema. Pui să-i împing șpaga asta. Zic, dumneavoastră, cum vă imaginați lucrul ăsta? Păi, dar ceilalți cum o să-și hotărască problema? Asta nu sunt oamenii și părinții de vină. Asta nu i-am învățat. Ăștia de la conducere i-au învățat în felul dat. Altfel ei nu pot hotărâ nimic. Ei pot să strige în stradă pensionarii și toată iarna au înghețat și au strigat în stradă. Și cineva la ei să vorbească. Pentru că pensionarii după asta trebuie să fie susținuți de copii. Trebuia toți, exact. Trebuia să iasă toți. Când iese 200 de oameni, la noi se începe. Asta uiși tășelă, acela eu n-a să ies. Au ieșit ca în bancul acela, au venit după unul, după altul, după treilea, treaba mea nu. Când au să vină după mine, n-a să aibă cine ieși să mă așer. Știți, exemplu, că acum există un proiect de lege în Parlament ca pensionarilor să li se îngrădească dreptul la muncă. Adică dacă primești pensie, alegi ori pensie, ori salariu. Nu ai drept să le primești pe ambele. Într-un fel îți îngrădește dreptul de a mai munci. Atunci când le vorbim cetățenilor, colectivilor de muncă, mai ales pedagogilor, îi zic, așa și trebuie, pentru că ei au pensie, au din ce trăi, dar ăștia tineri n-au din ce trăi noi. Dar adică nu e nimic pensie 1000 de lei. Zic, dar vă dați seama că faptul că dumneata nu ai un loc de muncă nu este în acest moment, nu este de vină pensionarul. El nu-i vinovat că dumneata nu ai un loc de muncă și nu ai un salariu. Uite, vinoveții azi sunt în capul statului, care nici nu vor să deschidă locuri de muncă. Din potrivă. De asta și spun, că la noi oamenii, de fapt asta e istoric asta nu e în ultimii 2-3 ani, dar istoric la noi oamenii găsesc motive să se bată între ei. Și devine, bineînțeles că sunt și multiple mituri istorice, că de exemplu, 28 iunie 1940 este tratat diferit de diferiți oameni. Să luăm aceste valuri de deportări 6-7 iulie. Din nou este utilizat împotriva comuniștilor, deși comuniștii au recunoscut încă de 20 de ani în urmă că asta e stalinism și el trebuie să fie condamnat și așa mai departe. Din nou eu vă asigur că zilele acestea, valurile acestea deportări vor fi din nou la toate posturile de televiziune utilizate, că uitați, și oamenii sunt dezbinați pe motive de niște mituri false și în loc să ne consolidăm și să ne solidarizăm împotriva celor, nu contează cine este adevărate. Noi.
probleme adevărate, noi să ne solidarizăm și să ieșim, să protestăm, pentru că dacă noi să ieșim 50.000 de oameni, 100.000 de oameni și vom fi sinceri în, acest protest al nostru, eu sunt sigur că noi putem schimba lucrurile. Și sunt o sumedenie de exemple în țări mult mai... chiar mult mai ortodoxale decât țara noastră. Hai să luăm Turcia, Egiptul. Sunt țări ortodoxale, în religioase ortodoxale, unde oameni nici nu se gândesc oamenii care ar putea protesta. Și uitați-vă ce se face în Egipt, uitați-vă ce se face în Turcia. Iar fiind un pretext care s-ar părea destul de derizoriu în Turcia. Da, există, mă gândesc eu că în ultimii ani oamenii cam au și obosit de aceste proteste care... De fiecare dată se gândeau că uite, se vede lumina în capătul tunelului, că uite, valul ăsta de proteste se transformă în alegeri anticipate. De fiecare dată eram aproape și nu poți să exploatezi la maximum acest entuziasm al oamenilor. Toate sunt, într-o anumită măsură, îndreptățite și eu vreau de data aceasta să zic că nu sunt de acord cu faptul că oamenii nu vor, că s-au lenevit, că nu știu ce trebuie să facă. Nu este bine ca noi să dăm vina pe nu este normal. Chiar nu este niciun normal. Ministru nu, sau un președinte de țară sau orice conducător în țară nu este îndrept să spună ceva despre popor. Poporul ăsta te-a propulsat în frunte ca tu, el ți-a acordat încredere și tu când spui... Dar cu integrarea asta europeană, asta e așa un nivel de cinism, au ajuns băieții ăștia care sunt la putere acum, la un nivel de cinism extraordinar. Să spui că, dacă tu nu ești pentru integrarea europeană, tu ești bou, tu ești tâmpit, tu ești ca o babă de la piață, tu nu înțelegi ce nu trăiești. Eu mi-am schimbat radical opinia despre Nantoi atunci când el a spus că moldovenii sunt proști că votează comuniștii. Omule, nu contează pentru cine votează oamenii. Asta mult dacă oamenii nu votează comuniștii, dumneavoastră trebuie să spuneți că ei sunt proști. Un om educat și normal, care are 7 ani de acasă, el nu acuză pe nimeni. Chiar dacă el este nemulțumit de opțiunea omului. Mai mult, el nici nu gândește în felul dat. Nu că nu spune, el nici nu poate gândi în felul dat. Pentru că nu poți să-l învinovățești pe om pentru care este opțiunea lui. Dar poate fi opțiunea lui absolut diferită de a mea. Eu trebuie să-l respect pentru cine este și opțiunea lui. Noi, iată, prin astfel de oameni care zi și noapte stau în televizoare și tot le spun oamenilor cine și unde e mai bine și ei dau lucrurile astea de materia asta de expert pe care o aduc ei și veșnic 24 din 24 ore, clar că oamenii până la urma urmei se gândesc măi, poate totuși eu nu gândesc corect, poate și este o altă... Și așa este o artă a manipulării, noi o cunoaștem ce se întâmplă la noi, mai ales în mass media acum, de când avem o democrație în ghilimele atât de largă. Dar cu toate aceste lozincile europene, mai mult decât atât, vreau să zic că sunt niște teme exploatate de anumite clase și teme care parcă ar fi tabu pentru alții. Pentru comuniști este tabu tema represiunilor. Adică ei n-au ce să vără tema asta. Ei sunt vinoveții. Cu ce sunt eu vinovată, ori dumneata, ori alții de vârsta mea, în faptul. Voi mai aveți dreptul să vorbiți despre asta când voi sunteți cei care. Sau despre Uniunea Europeană. Nu! Asta este ideea noastră. Noi vă vom duce. Sunt niște chestii foarte primitive. E un primitivism total. Parcă sunt la grădiniță de copii. E nouă gândire și tot se fierbe în jurul, iată, la niște acuzări din astea de ultimă modă și de foarte false, care nu aduc niciun fel de valori, decât încearcă cineva să-și facă un PR foarte murdar pe seama acestor. Alta e, problemele noastre trebuie să le găsim în ochii copiilor și în ochii bătrânilor. Nu mai e destul să-i privești, să-ți dai seama că tu nici nu mai ai dreptul să mai deschizi gura și te duci acolo să-i mai măgești odată și să le mai promiți și să vii cu 1 kilogram de orez și să-l probuzești. Da, până la urmă, într-adevăr, investiția cât de, iarăși, parcă sună banal, dar oricum trebuie să utilizez cuvintele astea, că investiția în om, aceleași școli la țară, aceeași club care era în fiecare sat, aceeași bibliotecă, aceeași magazin, aceeași librărie, aceeași atenție acordată omului e primordial. Din păcate, timpul nostru a expirat. Atât de repede. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Sper să vă mai vedem în acest studio. Stimați telespectatori, nu totul chiar este până la urmă imbibat de cinism. Eu cred că invitatul din această seară v-a demonstrat că mai sunt politicieni care mai au suflet și pot plânge. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă doresc o seară bună. La revedere!